Bine v-am regăsit, vă propun să vedem care sunt reperele acestei ore. Încă doi români au fost găsiți morți după inundațiile devastatoare din Spania. În total, 4 conaționali și-au pierdut viața acolo. Bilanțul total depășește 200 de morți. Salvatorii caută în continuare pe cei 93 de dispăruți. Statul trebuie să restituie bani companiilor suprataxate din domeniul energiei. Beneficiari vor fi doar cei care au contestat suprataxarea în instanță. FBI a făcut public faptul că un cetățean iranian ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Trump înaintea alegerilor prezidențiale. Tentativa a fost dejucată. Acum lumea așteaptă primele măsuri ale lui Trump în materie de politică externă. În Serbia continuă protestele antiguvernamentale după ce acoperișul gării din Novi Sad a căzut. În incident au murit 14 oameni. Încă doi români au fost găsiți decedați în urma inundațiilor de acum aproape 2 săptămâni din Spania. Informația vine de la Ministerul de Externe de la București. Astfel, numărul conaționalilor noștri morți acolo se ridică la 4. Alți 7 români sunt încă de negăsit. Regiunea Valencia a fost lovită de cele mai mari inundații din istorie, iar autoritățile spaniole au anunțat că 219 oameni și-au pierdut viața. Ministerul Afaceri Externe informează că, potrivit informațiilor transmise de către autoritățile spaniole, alți 2 cetățeni români semnalați inițial ca dispăruți au fost identificați ca fiind decedați. Ministerul Afaceri Externe transmite condoleanțe familiilor îndoliate. Până în prezent, în urma fenomenelor meteorologice care au afectat regatul Spaniei, 4 cetățeni români au decedat și 7 cetățeni români sunt în continuare dispăruți. Ambasada României la Madrid și Consulatul României la Castellón au continuat verificarea informațiilor apărute în spațiu public cu privire la decesul unor cetățeni români victimele fenomenelor meteorologice recente care au afectat comunitatea valenciană, dar până la acest moment nu au fost recepționate confirmările din partea autorităților spaniole. Bilanțul inundațiilor din regiunea Valencia a ajuns la 219 morți. Salvatorii caută în continuare pe cei 93 de dispăruți în câmpurile inundate și canalele de irigații din suburbiile orașului. Companiile de asigurări anunță că peste 116.000 de oameni au cerut despăgubiri în urma dezastrului. Inundațiile catastrofale din Spania au lăsat în urmă devastare și disperare. Cel puțin 93 de persoane sunt oficial date dispărute după mai bine de o săptămână de la producerea inundațiilor. Autoritățile spun că 54 de cadavre sunt în curs de identificare. Aproximativ 17.000 de soldați și ofițeri de poliție au fost mobilizați, iar mii de oameni se oferă voluntari pentru a curăța molozul rămas. Potrivit companiilor de asigurări, numărul cererilor de despăgubire depășește 116.000, dintre care 60% pentru autoturisme și 31% pentru locuințe. În Valencia, muncitorii repară liniile de cale ferată distruse de inundații. Din cauza că acestea sunt impracticabile, regiunea este afectată și de ambuteiaje majore, iar operatorul feroviar nu poate estima o dată la care operațiunile pe căile ferate vor fi reluate. Peste 36.000 de persoane au fost salvate din calea apelor. În plin proces de audieri pentru funcția de comisar european, Roxana Monzatu este acuzată de Ministerul Culturii că și-a extins locuința din Brașov în mod ilegal. Informația a fost dezvăluită de jurnaliștii de la SNUP. Roxana Monzatu spune că nu locuiește într-o casă declarată monument istoric și nu avea nevoie de aviz pentru modificări. Ministerul Culturii a reacționat după materialul jurnaliștilor de la SNUP și a investigat locuința din centrul Brașovului ce aparține Roxanei Mânzatu. Reprezentanții ministerului ar fi constatat că imobilul este monument istoric, iar lucrările de extindere s-ar fi realizat fără aviz. Ministerul a sesizat mai departe IPJ Brașov. Eurodeputata Roxana Mânzatu se apără și spune că locuiește într-o casă din Brașov ce nu a fost declarată monument istoric. Singura locuință pe care am avut-o vreodată, singura pe care
familia mea a avut-o în chirie din nou. Această locuință a fost solicitată spre cumpărare încă de când trăia tatăl meu, încă din 1996, tata a murit în 2004, a făcut nenumărate solicitări de cumpărare la Arial, entitatea din Brașov care deținea acest imobil de 60 de metri pătrați, pentru că el cădea pe noi, ploua prin acoperiș, nimeni n-a făcut niciodată nicio reparație la acest imobil, este o fostă, șură. DJC Brașov a fost la fața locului și a constatat lucrări fără avizul lor. Ne-au spus că vor notifica IPJ Brașov și proprietarii în legătură cu lucrările fără aviz. Clădirea este monument, nu a fost declasată, i s-a lipit o anexă pe care s-au făcut lucrări fără aviz, deși trebuia. Roxana Mânzatu ar putea deveni săptămâna viitoare noul comisar european pentru muncă și vicepreședinte în a doua comisie a Ursulei von der Leyen. Propusă de guvern pentru această funcție, Mânzatu va fi audiată la Bruxelles de către comisiile de resort din Parlamentul European. Statul trebuie să restituie bani companiilor suprataxate din domeniul energiei, o recunoaște chiar Ministerul de Resort. Beneficiari vor fi doar cei care au contestat suprataxarea în instanță. Reacția vine după ce judecătorii CCR au declarat neconstituțională măsura supraimpozitării producătorilor din domeniu. Ministerul transmite printr-un comunicat, citez, operatorii economici care au formulat excepții sau care au litigii în curs, având ca obiect restituirea sumelor din fondul pentru tranziție energetică, vor putea eventual beneficia de recuperarea acestor sume. Reprezentanții Ministerului Energiei spun că vor estima valoarea sumelor pe care statul trebuie să le restituie abia după ce Curtea Constituțională va publica motivarea deciziei în această speță. Prețul alimentelor la nivel global a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni, o arată datele strânse de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. Conform analizei, uleiurile vegetale s-au scumpit cel mai mult cu 7,3% față de luna trecută. Între timp, un studiu arată că multinaționalele din spatele a zeci de branduri cunoscute au tendința să vândă alimente mai puțin sănătoase în țările cu un nivel de trai mai scăzut. Asta în condițiile în care unul din 5 decese la nivel global este legat de alimentația de calitate scăzută. Jurnalistul Euronews Andrei Rotaru a studiat datele și ne aduce detalii. Bună ziua, bun găsit tuturor! Privim întâi de toate situația de ansamblu și ne uităm la poate cel mai important indice în ceea ce privește creșterea prețurilor la alimente la nivel global, respectiv indicele FFP al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. Vedem că la nivel global, per total așadar, prețurile au crescut cu 2% față de luna trecută și cu 5,5% față de luna octombrie anului 2023. Dar mergem mai departe și ne uităm la ceilalți indici care ar trebui să ne arate și de unde provin aceste creșteri de prețuri, vă spuneam, per total. Și asta pentru că uleiurile vegetale s-au scumpit cel mai mult în ultima lună, cu 7,3%. Este cel mai ridicat nivel la care au ajuns prețurile pentru uleiurile vegetale în ultimele 24 de luni. Vedem totodată o creștere ușoară în cazul cerealelor față de luna trecută de 0,8%, însă o scădere față de aceeași perioadă anului trecut, o scădere însemnată de -8,3%. Lactatele s-au scumpit și ele cu 1,9% în ultima lună și cu 21,4% în ultimele 12 luni. Ne uităm la carne, de altfel singura categorie unde vedem o ușoară scădere la nivel global de -0,3% față de luna trecută, dar o creștere în ultimele 12 luni de 7,5% și în final zahărul s-a scumpit și el cu 2,6% față de luna trecută, însă s-a ieftinit cu aproape 30% în ultimele 12 luni. Ne uităm acum și la rezultatele studiului Inițiativei pentru Nutriție, un studiu realizat în ultimii 3 ani care arată că marile companii, marile multinaționale din spatele celor mai cunoscute branduri au tendința să vândă alimente mai puțin sănătoase, însă
țările cu un nivel de trai mijlociu sau mai scăzut decât în țările cu un nivel de trai ridicat și există un indice pentru asta, un indice denumit HSR. Vorbim despre un scor, dacă vreți, unde 5 înseamnă că un aliment este sănătos și tot ce este peste 3,5 este considerat o opțiune bună de achiziționat din punct de vedere al sănătății. Vedem că în țările cu un nivel de trai ridicat, scorul mediu pentru alimente este de 2,3 din 5, în vreme ce în țările cu un nivel de trai mijlociu sau scăzut, acest scor ajunge la 1,8 din 5. Actrița Dorina Chiriac, mama unei tinere ce suferă de o boală rară cronică, trage un semnal de alarmă autorităților din sănătate pentru că legile nu sunt aplicate. Deși o ordonanță de urgență spune că acești pacienți pot fi tratați în spitalele pentru copii și după ce au împlinit 18 ani, în realitate nu se întâmplă, iar pacienții nu își pot continua tratamentul. Conform legii, tinerii cu astfel de afecțiuni au dreptul la tratament și monitorizare în spitalele de pediatrie până la vârsta de 21 de ani. Managerii de spitale spun că legea există, însă nu au fost date și normele de aplicare. Dorina Chiriac este mama unei tinere de 18 ani care suferă de o boală cronică rară. Ea a făcut publică situația prin care trece cu fetița ei. Spune că, în ciuda legii, tinerii nu sunt tratați în spitalele de pediatrie, acolo unde este tot istoricul lor medical. În interiorul spitalului de pediatrie, medicii privesc prin ușa de sticlă la copilul pe care nu au voie să primească. Nu mai au voie, sistemul nu permite, computerul refuză să înregistreze pacientul, deși medicii vor să fie medici. În interiorul spitalului, medicii care i-au adus până la 18 ani sunt legați de mâini și de picioare, ei nu pot să intervină. În același timp, tranziția către medicii pentru adulți durează foarte mult și e firesc să fie așa, adică fiecare medic, în general, aceste afecțiuni au, de fapt, afectări multiple. La ora asta, copilul meu nu poate fi evaluat așa cum se cere de către vreun medic, pentru că un medic pentru adulți trebuie să studieze tot tabloul de afectări și să se acordeze cu alți specialiști. Suntem în imposibilitatea de a accesa spitalul de pediatrie. Este o opțiune a pacientului, dar blocajele acestea instituționale sunt de natură birocratică, să spunem. Cei care pierd și dreptul la viață este cel care trebuie să primeze. Copiii trebuie să aibă acces la terapie. Este o ordonanță de urgență aprobată în urmă cu vreo două luni, o lună jumătate, care face posibilă tratarea acestor copii până la vârsta de 21 de ani în spitalele de pediatrie. Am avut deja o întâlnire cu doamna secretar Adriana Pistol și cu alți colegi să identificăm care sunt obstacolele în aplicarea acestei ordonanțe de urgență. Vrem să vedem dacă există limitări, am luat legătura, bineînțeles, cu Colegiul Medicilor, din punct de vedere profesional, a modului în care se adresează acești pacienți, copii sau, mă rog, foarte tineri. Cred că este și o problemă locală, dacă vreți, pentru că sunt spitale care fac acest lucru și sunt spitale care nu fac acest lucru. Ministerul Sănătății a dispus transmiterea de urgență către toate unitățile sanitare care acordă servicii medicale de pediatrie a unui document prin care să precizeze managerilor obligativitatea respectării ordonanței. Surse Euronews dintr-un spital de pediatrie spun că odată cu adoptarea ordonanței nu au fost prezentate și normele de aplicare. În plus, spitalele ar trebui să amenajeze culoare separate, lucru aproape imposibil în unele spitale din cauza lipsei de infrastructură. Visează să devină medici și se pregătesc intens pentru asta. Sunt elevii de liceu care s-au hotărât deja ce carieră vor să aibă. Pentru ei, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași se organizează în fiecare sâmbătă cursuri de anatomie. Jurnalista Carmen Ciocan este și ea la universitate și ne spune mai multe. Bun găsit! Cererea este atât de mare încât atunci când se fac înscrieri pentru următoarea sesiune de sâmbătă, locurile se epuizează în doar câteva minute. Sunt 110 locuri puse la dispoziție pentru că atât are amfiteatrul din spatele meu, acolo unde în acest moment are loc cursul de anatomie, care durează 2 ore. Am stat de vorbă și eu înainte să înceapă cursul cu câțiva dintre elevi. Sunt care vin de aici, din Iași, însă sunt și care vin de la 10 de kilometri distanță de
oraș. Am vorbit cu o elevă care iese de la 70 de kilometri distanță și s-a trezit dimineața, a venit cu trenul, dar a spus că efortul merită pentru că își dorește foarte mult să devină medic, iar pregătirea de aici o ajută să înțeleagă mai mult tot ce înseamnă testul Grilă, ce înseamnă admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași și mai ales să înțeleagă pe profesorii care fac testele Grilă pentru admitere. Sunt elevi și care au reușit să obțină locuri în fiecare sâmbătă, dar chiar și anul trecut, pentru că este al doilea an când se fac astfel de cursuri. Anul trecut a început mai târziu, în luna februarie, dar pentru că tocmai cererea este foarte mare, profesorii de aici, de la universitate, au decis să vină în sprijinul elevilor mai devreme și să înceapă cursurile la sfârșitul lunii octombrie. Pentru admiterea de acum, din 2024, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a pus la dispoziție 950 de locuri la buget. Au fost peste 1700 de candidați, iar, de exemplu, la Facultatea de Medicină au fost 3 candidați pe un loc. Administrația Biden, aflată la final de mandat, permite contractorilor americani din apărare să repare arme în Ucraina. Despre ce aparatură militară este vorba, vă spun în jurnal mai târziu. În Serbia continuă protestele antiguvernamentale după prăbușirea acum câteva zile a acoperișului gării din Novi Sad. În incidentul din orașul din nordul țării au murit 14 oameni și alți 3 au fost răniți. Sute de oameni furioși s-au adunat în Novi Sad și au blocat traficul în timp ce traversau un pod peste Dunăre. Mulțimea a desenat cu vopsea roșie pe pământ, lăsând amprenta mâinilor și a scandat sloganuri antiguvernamentale în timpul protestului. Zbog ubista 14 ljudi u Novom Sadu i zbog toga što mislim da treba narod nešto da poduzme da se ova zločinačka vlast skloni. Da spase Serbiu. Două grupuri civice din Novi Sad au blocat podul Varadin timp de câteva ore, în vreme ce au cerut pedepsirea persoanelor responsabile de prăbușirea acoperișului gării. În plus, au făcut apel la locuitori să iasă în stradă în sprijinul activiștilor arestați la un protest care a avut loc marți. Ovo e jedini način da mirnim nekim protestom ukažemo na to kakva se strašna nesreća dogodila i kao posljedice strašnog nemara, aljkavosti, bahatosti i čega još sve ne. Mulți oameni dau vina pe corupția în creștere, lipsa de transparență și lucrările neglijente din timpul renovării clădirii gării. Contractul criticat face parte dintr-un acord feroviar mai amplu cu companii de stat din China. Un cetățean iranian ar fi vrut să-l asasineze pe Donald Trump înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite. FBI a făcut public acum faptul că a descoperit complotul, iar guvernul american a depus o plângere penală în Manhattan, în care susține că un oficial din Garda Revoluționară a Iranului a inițiat demersurile. Mai exact, un bărbat pe nume Farhad Shakeri a fost însărcinat să vină cu un plan pentru a-l ucide pe Trump. Guvernul american a declarat că Shakeri nu a fost arestat și se crede că se află în Iran. Donald Trump a supraviețuit unui atentat în luna iulie în statul Pennsylvania. Atunci a fost rănit la ureche de un glonț, însă un om din mulțime a fost ucis. Lumea întreagă așteaptă să vadă care vor fi primele măsuri luate de Donald Trump după ce va intra din nou în biroul Oval. Își preia mandatul la Casa Albă în 20 ianuarie anul viitor. Declarațiile din timpul campaniei electorale arată intenția de a schimba fundamental relații economice și militare construite în zeci de ani. O bună parte dintre aceste schimbări privesc Europa în general și zona fostelor țări comuniste în special. Partidul Republican i-a pregătit lui Donald Trump un ghid după care să acționeze în calitate de președinte al Statelor Unite, așa numitul Proiect 2025. Sunt sute de pagini de îndrumări, explicații și ținte de atins. Numai că Donald Trump spune că nu a citit documentul și nici nu are de gând să o facă. Și asta pentru că are propriul program de guvernare, Agenda 47, din care ne putem face o idee despre ce ne așteaptă. În primul rând, taxe vamale mari pentru cine face comerț
comerț cu Statele Unite. Under the Trump Reciprocal Trade Act, other countries will have two choices. They will get rid of their tariffs on us, or they will pay us hundreds of billions of dollars, and the United States will make an absolute fortune. There will be no more unilateral economic surrender like we've done for many, many decades. This will especially help our great farmers in Iowa and other agricultural states, and it'll help our manufacturers all across the nation. We will be knocking down barriers to American farm products, American dairy products, steel, just about everything you can think of. Din declarație aflăm că Trump vrea același tratament inclusiv pentru aliații europeni, iar asta înseamnă impunerea unui tarif general de 10% pentru importurile din alte țări. Odată rezolvată partea economică, Donald Trump ne anunță că se pregătește să ne aducă din nou pace în Europa. When I'm back in the White House on day one, we are returning to a foreign policy that puts America's interests first. America's chief interest in Eastern Europe is peace and stability. We want people to stop dying. This war should never have happened, but it is long past time to end the senseless death and destruction. Trecând peste afirmația cu încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia în numai 24 de ore, idee respinsă de altfel de ambele părți, Donald Trump anunță că este gata să ne impună cheltuieli suplimentare. Și asta pentru că, spune el, Statele Unite au suportat cheltuieli enorme cu sprijinul pentru Ucraina, iar lui îi se pare normal ca acum banii să fie recuperați. In addition, I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine, which they should be doing now, but Joe Biden is too weak and too disrespected to even ask. The fact is that we've spent almost $200 billion in helping Ukraine, and Europe has spent just a tiny fraction of that amount. Un alt subiect care preocupă țările europene este modul în care vor fi apărate în continuare sub umbrela NATO de o eventuală agresiune militară a Rusiei. Donald Trump, care a fost cât pe ce acum câțiva ani să retragă Statele Unite din alianța militară, spune că nu Rusia trebuie să fie problema la care se gândesc europenii. We have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. În fine, revenind la chestiunile economice, Donald Trump lasă de înțeles că nu are o părere tocmai bună despre Uniunea Europeană. Uniunea sună atât de frumos, spune Trump într-un recent interviu. Iubim Scoția și Germania. Ne plac acele locuri. Dar odată ce treci peste asta, vezi că ei ne tratează violent. Administrația Biden, aflată la final de mandat, permite contractorilor americani din apărare să repare arme în Ucraina, fără a mai fi nevoie ca acestea să fie transportate pe distanțe lungi. O mare parte din armamentul primit de Kiev nu mai poate fi folosit pentru că a fost deteriorat în lupte. Decizia este o schimbare politică semnificativă care vizează să ajute Kievul în lupta împotriva Rusiei. Un oficial american, vorbind sub rezerva anonimatului, a anunțat că firmele americane vor fi în număr mic și localizate departe de linia frontului. În plus, niciun american nu va fi angajat să lupte. Sistemele de armament care ar urma să fie întreținute și reparate sunt în special avioanele de luptă F-16 și sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Aproape 800 de oameni aleargă astăzi pentru o cauză nobilă și nu oriunde, ci pe scările celei mai înalte clădiri de birouri din România în competiția Skyrun. Banii strânși de la participanți din taxele de înscriere vor fi donați unor asociații caritabile. Jurnalista Euronews Mihaela Barbu este acolo și are mai multe detalii. Bun găsit, Mihaela! Câte scări au de urcat competitorii?
Bine v-am găsit. Evenimentul a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție. Anul trecut s-au înscris 600 de participanți, iar anul acesta cererea a fost atât de mare încât organizatorii au suplimentat numărul de locuri, astfel că acum sunt în total înscriși 780 de alergători. Ei concurează în 22 de subcategorii și, ca o noutate, anul acesta s-au putut înscrie și copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani și adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Organizatorii au creat cele două categorii pentru a le da și copiilor oportunitatea de a participa la competiție într-un mod adaptat vârstei lor. Inedit este locul în care se desfășoară concursul, pentru că nu vorbim de asfalt sau de o pistă de alergare, ci de scările cele mai înalte clădiri de birouri din România. În total sunt 620 de scări pe care le au de urcat participanții până la linia de sosire de la etajul 31, situat la o înălțime de 108 metri. Pentru a nu se crea aglomerație pe scări, aceștia pleacă 2 câte 2 în cursă la o distanță de 20 de secunde. Evenimentul este organizat atât pentru promovarea mișcării, cât și în scop caritabil, pentru că banii strânși din taxele de participare achitate de alergători vor fi donați către 4 asociații care sprijină copiii din categorii vulnerabile. Mulțumesc, și aici se încheie știrile orei, însă ele continuă pe site-ul nostru. Pe curând!